sâmbătă, autoritățile locale au continuat o serie de acțiuni pentru a îmbunătăți carosabilul și pentru a fluidiza traficul pe tronsonul Ciumești-Pogetica-Racovița. La comanda ordonatorului principal de credit al orașului Mioveni, a primarului orașului, efectuăm operațiuni de întreținere a podului peste râul Doamnei, operațiuni omise din vedere de către drumurile naționale, în sensul că astăzi curățăm de zăpadă și gheață partea carosabilă și trotuarul, așa fel încât mâine duminică să putem plomba găurile rezultate în urma acțiunii de dezăpezire. În același timp, în orașul Mioveni se desfășoară acțiuni de plombare provizorii până în primăvară, până când zăpada se va fi sfârșit, așa fel încât să nu avem daune provocate mașinilor cetățenilor orașului Mioveni. După ce au curățat podul de gheață și zăpadă, autoritățile locale au profitat de faptul că în weekend traficul este mai redus și au plombat gropile din centru și străzile adiacente cu material specific anotimpului rece. Ne-am făcut stocul de bitum, de un asfalt special, încă din toamna anului 2011, de un asfalt adus din Germania la comanda SC Construcții Reparații, așa fel încât, odată cu apariția primelor găuri în asfaltul de pe străzi de orașul Mioveni, să putem interveni și să plombăm, eu zic, de o calitate superioară străzii care au avut de suferit în urma activității de dezăpezire. O să acoperim mare parte din găurile din asfalt în orașul Mioveni, pe străzile adiacente și pe Bulevardul Dacia, chiar dacă teoretic ar fi în administrarea drumurilor naționale. Am văzut cu toții interesul aproape de zero al acestei instituții față de orașul Mioveni, față de drumul Pitești-Mărăcineni-Câmpul Lung, așa fel încât împreună cu primăria orașului Mioveni, cele două societăți ale Consiliului Local și Construcții Reparații în mod special, se ocupă în această primăvară de întreținerea drumului. Plombarea acestor gropi a fost realizată din surse proprii de finanțare ale autorităților locale.